Bună ziua, dragi locuitori ai comunei Holod! Mă numesc Sandu Săsăran, am 36 de ani, sunt fiu al comunei Holod și așa voi rămâne. Toate drumurile pregătirii mele profesionale în Ștei și Oradea m-au pregătit pentru viață, însă pentru mine acasă, cu adevărat acasă, a fost mereu această comună, acest loc unde sunt rădăcinile mele, unde m-am bucurat de copilărie alături de bunicii mei. În 2007 am terminat Facultatea de Educație Fizică și Sport și am revenit acasă, în vintere. Dorința de a ajuta pe cei la nevoie mi-a îndreptat pașii spre un post la ISU Crișana. În 2012 m-am căsătorit cu o femeie deosebită, de profesie medic-stomatolog, alături de care am doi copii. A venit timpul să ofer ceva comunei mele, iar un model social sănătos poate fi implementat doar de un candidat la primărie serios, credibil, conștient de faptul că lumea satului se schimbă, iar oamenii trebuie ajutați să țină pasul. Pentru mine, binele cetățenilor comunei este scopul principal. Am constatat că în comuna noastră, în ultimii ani, s-a creat un mecanism toxic, o spirală nocivă, care a adus numeroase deservicii cetățenilor. Nu avem rețea de apă funcțională, nu sunt locuri de muncă, despre gaz și canalizare nu se mai vorbește, iar drumurile agricole sunt o stare deplorabilă. Astfel, mare parte a tinerilor nu s-au mai regăsit aici și au ales plecarea din țară sau migrarea spre oraș. Am rămas puțin, iar împreună ne-am propus să facem ceva și să aducem o schimbare. Am înființat un ONG care ne-a creat contextul legal al desfășurării unor proiecte de ajutor pentru persoanele nevoiașe și de incluziune socială a copiilor de etnie romă. A urmat înființarea unei asociații sportive, un club de box pentru fiii comunei. Mai apoi, am organizat la sala de sport din Holod două gale internaționale de box, evenimente foarte bine primite de locuitorii comunei. După 2 ani de muncă, au apărut și rezultatele, sportivii noștri obținând 4 medalii de bronz la campionatele naționale de profil. Deci, se poate. Un alt proiect realizat împreună cu tinerii comunei a constat în acțiuni periodice de igienizare a comunei noastre, primite foarte bine de cetățeni. Nici trecutul istoric al comunei nu l-am lăsat deoparte, pentru că bunicii și străbunicii noștri contează pentru noi. Mulți dintre ei, în primul și al doilea război mondial, au plătit cu viața liniștea noastră de azi. În amintirea lor, în 2018, anul centenarului, noi, fiii satului, am construit o troiță, dovadă a respectului ce-l purtăm. Hotărârea mea de a candida la primăria comunei Holod nu reprezintă un impuls, ci o hotărâre responsabilă, susținută de dorința de a face din comuna noastră un loc mai bun. Un loc al întoarcerii acasă pentru cei plecați. Un loc care să înflorească. În opinia mea, funcția nu-l face pe om mai om, dar îi oferă posibilitatea de a face lucruri bune pentru comună. Dragi locuitori ai comunei Holod, contez în acest moment pe luciditatea voastră. Contez pe dorința voastră, ca alături de mine ca primar, să aducem schimbarea pe care ne-o dorim cu toții, să facem împreună mai mult pentru noi și pentru toți ai noștri și să renunțăm la primarii navetiști.